Bun găsit, stimați telespectatori și YouTube spectatori. Iată-ne din nou la emisiunea Forum IT. Dacă este joi, este Forum IT. Vorbim despre tehnologie, vorbim despre digitalizare și tot ce este în jurul acestor elemente, pentru că ne ajută să creștem business-ul, ne ajută să evoluăm. În această emisiune vom discuta despre accesul la finanțare, pentru a ne ajuta să creștem, pentru a putea să accesăm capital, sau mai bine zis, să accesăm bani până la urmă, pentru a putea să ne punem în practică ideile pe care le avem. Vorbim foarte mult în ultima vreme despre transformare digitală, despre digitalizare și asistăm la tot felul de tehnologii noi care se impun în piață, companii care își duc ideile și produsele până la un anumit nivel, tineri care se asociază cu diverse idei și se cresc anumite astfel de afaceri, însă unele proiecte pot trece cu greu de la faza de idee până la a intra în piață, până a fi maturizate în piață. De ce? Pentru că este nevoie și de capital. Pe de altă parte, inclusiv IMM-urile au nevoie de investiții în tehnologie pentru a rămâne competitivi în piață. Pe acest fond discutăm cu invitații emisiunii despre modalitățile de finanțare și am invitat în această emisiune pe Alina Anton, specialist consultanță de business și accesare fonduri europene. Mă bucur că suntem împreună. Mulțumesc frumos de invitație. Alina este fondator la Aria United și ne va ajuta pe zona aceasta de ce înseamnă accesarea de granturi, de fonduri care sunt publice, ce este public, ce este activ în momentul de față și putem să accesăm. Peter Barta, CEO, antreprenor, în serie, mentor, investitor, mă bucur că suntem împreună și îți mulțumesc că ai acceptat invitația mea. Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu aici în studio cu voi. Cu Peter o să discutăm mai mult pentru că avem împreună aici două perspective. Este o perspectivă a fondurilor europene, granturi pe care le putem accesa și trebuie să fim eligibili într-un anumit fel, dar pe de altă parte, cealaltă perspectivă este perspectiva a unei companii, a unei organizații care își duce ideile până într-un anumit punct și are și mentalitatea sau își creează mentalitatea pentru a se dezvolta mai departe, a scala afacerea. Și o să vedem împreună o altă latură a zonei de finanțare a afacerii. Cum vedeți voi în acest moment piața din România din perspectiva tehnologiei? Alina? Din perspectiva tehnologiei avem, din păcate, pentru majoritatea IMM-urilor un deficit de digitalizare. Avem și foarte multe IMM-uri în zona de IT, ceea ce este foarte bine, dar la pol opus pe industriile non-IT avem foarte, foarte mare nevoie să ne digitalizăm. Avem nevoie să învățăm să folosim softuri, avem nevoie să ne transformăm în digital procesele, fluxurile de lucru, să ne automatizăm și putem să facem toate lucrurile acestea într-un mod foarte eficient. Aici sunt perfect de acord. Cred că lucrurile de când am întors eu în țară în 2006 și până acum, lucrurile văd că nu s-au schimbat. Acea obțin este aceeași experiență pe care o am cu foarte multe întreprinderi sau afaceri mici care au crescut încet, dar niciodată nu și-au pus problema că pot fi mult mai eficienți în procese prin adoptarea unor tehnologii. Și asta nu știu neapărat dacă vine din perspectiva faptului că nu avem surse de finanțare, ci mai degrabă vine din viziunea mea, din faptul că foarte puțini antreprenori înțeleg cum pot crea valoare adăugată prin eficientizarea proceselor pe care le au, așa cum a spus Alina, prin digitalizare. Și sunt foarte multe cazuri în care companii efectiv refuză să schimbe calculatoare și dacă ne uităm la ultimul interviu apărut într-o companie mare în care atât timp cât merge, deși calculatorul are 15 ani, atât timp cât becul verde se aprinde pentru lumea este ok. Cam același principiu din păcate se aplică în foarte multe IMM-uri în România
Și asta pentru că ei văd chestia asta, mulți dintre ei, și corectează-mă dacă greșesc, Alina, o văd ca și un cost. Da. Nu neapărat ca o investiție care poate fi amortizată și produce plus valoare, din păcate. Oricum, sperie cumva ideea asta că, iată, o perioadă de timp în care, sau cum se vede mai bine zis, România și evoluția venind după o perioadă de timp, încă este acolo cu anumite gândiri, procese, mentalități? Hai să dăm un exemplu pentru noi cât se poate de simplu. Să uităm la internet, da? Am trecut de la un internet 1.0, 2.0, 3.0. Hai să ne uităm câte IMM-uri au un website care corespunde, sau un site de prezentare care corespunde erei în care suntem. Și este suficient să ne uităm acum, să căutăm și o să constatăm cu tristețe că, cred, poate eu sunt optimist, dar 60% dintre IMM-urile înregistrate la Camera de Comerț n-au o prezență online adecvată. Ca o pagină făcută de, dacă au o pagină făcută de cineva, și cam atât. Eu mă bucur foarte tare că ai adus în discuție fix internetul și viteza de internet, la care România stă foarte bine. Este singurul criteriu din indicele de digitalizare la nivel european pe care noi stăm bine. În rest, suntem pe locul 27 din 28 și asta spune foarte multe. De la nivel de educație, pentru că oamenii nu prea știu să folosească tehnologia, la nivel de adoptare a tehnologiilor în administrația publică și în mediul privat, bineînțeles. Și vreau să mai aduc în discuție ceva legat de costuri. Ai menționat că foarte mulți le percep ca un cost, dar în condițiile în care în prezent avem deficit de forță de muncă și de resursă umană, partea de digitalizare poate să fie, de fapt, o soluție foarte bună. Pentru că, apropo de calculatoarele foarte vechi, da, ai un laptop, el este încă funcțional, dar este de acum 5 generații. Asta înseamnă că atunci când deschizi un mail, pierzi 5-10 secunde la fiecare deschis de mail. Dar acum ai vorbit de deschis PDF-uri, la fel. Da. Da, este corect ce spui. Acum întrebarea este legată de finanțare, că iată, acum vorbim de bani și ai spus-o bine, foarte bine, Petre. Nu banii, nu finanțarea ne-a oprit să investim mai mult în această zonă, dar pe de altă parte, iată că o perioadă bună de timp, poate cu greu am putut să accesăm acești bani. Cred că ce ar trebui să vedem este, adică să ne uităm puțin la structura de finanțare a unei companii românești. Și aici nu vorbim de companiile mari, da, ci vorbim de zona strict antreprenorială, de companii mici. Atât timp cât în România, până de curând, să spunem câțiva ani în urmă, nu existau, să spunem, surse de finanțare adecvate pentru a finanța diverse investiții sau creșteri. Și foarte multe dintre aceste companii, nefiind bancabile, că asta este una dintre marile probleme care se confruntă multe companii, nu puteau accesa credite. Și mai mulți dintre antreprenori accesau credite de nevoi personale, în care creditau compania ca să reușească să facă ce au de făcut. În momentul în care te uiți din perspectiva asta, este foarte greu pentru antreprenor sau pentru proprietar de companie, da, să se gândească la faptul că, ok, iau eu un împrumut de nevoi personale, îl pun în companie și mă apuc să cumpăr calculatoare. Pentru că pentru el o să zică, stai puțin, dar de unde cumpăr eu ce am eu produse, de unde plătesc eu furnizorii, de unde plătesc eu ce am PCR. De luat ca să vând. Ei, ca la asta se întâmplă cel mai mult. Relații că trebuie să plecăm la drum cu ceva. De asta una dintre probleme și una dintre marile frâne din perspectiva asta vine exact din structura de finanțare. Nu vorbesc de surse de finanțare ca instrumente financiare, da, cum sunt fondurile europene sau alte linii de finanțare, ci vorbesc pur și simplu din finanțarea capitalului pe care îl au și de care se folosesc antreprenorii. Și aici avem marea problemă, din păcate. Haideți să vedem puțin și de surse. Ce avem în momentul de față disponibil? Cred că ar trebui să ne bucurăm în această perioadă. Din fericire o să tragă Comisia Europeană de noi și Uniunea Europeană și toate instrumentele de finanțare ca să înaintăm, exact. Ai spus foarte bine. Cam toate finanțele pe care le vom avea în următoarea perioadă, în următorii 5-7 ani, vor avea o componentă de software și de digitalizare obligatorie. Deja au început de anul trecut. Acum avem chiar o finanțare dedicată digitalizării IMM-urilor.
se pot lua între 30.000 și 100.000 în funcție de cât de mare este întreprinderea pe care o ai. Suma suficientă ca să poți să-ți aduci IMM-ul cu foarte mulți pași în față, dar avem și finanțări pentru tehnologii avansate, astfel încât să poți să aduci și inovare. Iar atunci când vorbim de tehnologii avansate, stăpânim acest proces? Tu ești implicat în foarte multe astfel de proiecte și cred că te uiți cu atenție la ce înseamnă tehnologia asta avansată. Cred că pentru mulți antreprenori la nivelul lor de dezvoltare, să vorbim de tehnologii avansate, cred că pentru mulți este de domeniul științifico-fantasticului. La modul foarte serios. Adică, hai să dăm un exemplu simplu. Hai să vedem câte companii își pun problema, care au nevoie, da? Deci nu toate, dar cele care au nevoie să investească într-un CRM. Nu mai vorbesc de ERP-uri și alte lucruri care, astea sunt pentru mine, ce obțin, sunt zone nevoie de bază. De bază. Nu mai vorbim de softuri de analiză, de business intelligence, de exemplu, care să te ajute să iei decizii. Adică hai să vedem câți antreprenori își pun problema să folosească un soft, să facă o analiză de cash flow, astfel încât omul să știe unde are blocajele la încasări, la plăți, la alte lucruri sau cum și care este trendul, când are vârfuri, când lucruri de genul ăsta. Adică astea deja pentru mulți antreprenori sunt de domeniul lui fantasticului. Și deși dacă e să ne uităm realist, astea sunt instrumente pe care trebuie să le folosească aproape în fiecare zi. Dar nu cred, personal, nu cred că sectorul în sine este pregătit încă pentru așa ceva. Pentru că dacă ne uităm la structura de finanțare, că iarăși revin la chestia asta, haideți să vedem cum finanțează statul sectorul. Și aici avem o problemă. Dacă noi continuăm în același ritm în care statul are programe de finanțare pe diverse lucruri care nu cresc competitivitatea și nu încurajează creșterea competitivității, ci mai degrabă încurajează luarea de granturi, eu mai degrabă m-aș uita în zona în care, domnule, dacă sunt bani de la bugetul de stat, hai să dau granturi prin care să fac matching, să pot accesa fonduri structurale unde sunt fonduri mult mai mari, pentru că el nu o să aibă de unde să vină cu ce are de venit, nu știu, cu 15%, cu inclusiv 5% dacă e să ne gândim. Și atunci mai degrabă aș gândi niște scheme de finanțare în care pot să cofinanțez sau să ofer o punte, mezanin sau un bridge, de exemplu, astfel încât să pot accesa liniile de finanțare disponibile. Pentru că aici Alina are mai multă expertiză decât mine în ultimul timp, este mult mai aplicată pe chestiunea asta și poate să dea câteva exemple de linii de finanțare care pot fi accesate inclusiv acum. Uite, pot să vin cu o viziune puțin mai optimistă apropo de partea asta cu finanțările care trebuie să ducă la creșterea productivității. Recent a apărut un trend la finanțări, inclusiv la cea de digitalizare pe care am menționat-o, acela ca în anul 3 de operare, adică după ce ai luat investiția, tu să-ți crești productivitatea și cifra de afaceri. Prin urmare, trebuie să te gândești destul de bine ceea ce pui în proiect, să nu pui doar de dragul de a pune, pentru că ții un angajament ca în al treilea an de după ce ai implementat proiectul, cifra ta de afaceri să crească cu cel puțin 20%. Nu vei da bani înapoi dacă nu îți crește cu cel puțin 20%, dar vei avea o corecție financiară. Cumva asta e o formă de responsabilizare. Eu zic că e un lucru foarte bun. Absolut. Legat de partea cealaltă cu IMM-urile care nu sunt încă pregătite pe ce înseamnă ERP, CRM, eu am discuții de RPA, Robotic Process Automation, de roboția aceea pe care punem și ne automatizează toate sistemele, fluxurile de lucru, procesele. Important e că există voință, a început să existe voință și dorință de învățare. Ai programe de genul ăsta de finanțare și atunci când eu trimit o prezentare clientului meu, el vede în prezentarea respectivă faptul că cheltuielile eligibile are sisteme Internet of Things și mă întreabă ce înseamnă asta. Sisteme de inteligență artificială și vine și îmi spune, dar ce aș putea să folosesc eu în afacerea mea pe inteligență artificială? Și atunci îi spun, ai un website. În momentul în care nu are website, devine puțin mai complicat. Când are website, îți spune, uite, poți să vii cu un chatbot. Explici ce înseamnă chatbot. După aia, tot în aceeași listă de cheltuieli eligibile, am CRM-ul. Din nou, stă, se gândește puțin la ce poate să-i folosească. Îi explicăm și noi la ce poate să folosească. Ajungem la ERP. Simplu fapt că le văd într-o listă de cheltuieli eligibile îi face să se gândească cum îi poate ajuta și ce înseamnă acele lucruri. Deci cumva ajunge și la educarea lor.
și la stimularea de a vrea să investească în așa ceva. Dar cei care vin acum și care aplică la aceste fonduri vin mai mult pe ideea că sunt niște bani care se pot lua ușor. Nu neapărat contează ceea ce iau, dar e important să miroase a cheltuieli eligibile și văd eu pe urmă ceea ce fac. Sau vin și porniți în a investi pentru că știu că poate fi un element competitiv pe care îl pot avea. Din discuțiile pe care le-am avut noi până acum, pot să zic că 70% cam știu că au nevoie de niște elemente de digitalizare. 30% aud de finanțare și atunci începe discuția, ok, dar eu ce aș putea să fac și cum ar putea ajuta. Faptul că am niște obligații asociate acestei finanțări, între care este și faptul că trebuie să bifez minim 6 criterii DESI, acel indice de digitalizare, unde spuneam eu la început că noi suntem foarte prost, vine cu obligația ca tu în lista de achiziții să prevezi anumite tipuri de soluții. Spre exemplu, este evaluată viteza la internet pe care o ai în companie. Dacă folosești inteligență artificială, dacă folosești IoT, dacă folosești servicii cloud, dacă folosești CRM, dacă folosești ERP, dacă ai vânzări online, procentul de vânzări online pentru business to client, și atunci normal că trebuie să te gândești ce pui în bugetul respectiv astfel încât să bifezi și criteriile DESI și să-ți fie și util, pentru că dacă doar bifezi criteriile DESI și nu ți-e util nimic, ți-e un angajament peste 3 ani degeaba. Aici devine complicat. Cred că profilul celor care accesează fonduri europene cumva s-a schimbat sau linii de finanțare. Dacă mulți vreau să acceseze în trecut, tocmai pentru că e ușor și poți să le accesezi, cred că ceea ce vedem este că da, mulți încearcă să dea într-adevăr utilitatea fondurilor pe care le accesează prin scheme de genul acesta de finanțare. Și da, aici îți asumi foarte multe și te și responsabilizează și văd că din ce în ce mai mulți se gândesc la lucrul acesta, numai din prisma criteriilor noi impuse pentru evaluarea proiectelor. Dar se prefigurează anumite tendințe în zona asta de finanțare. Vorbeai de programul care este actual, digitalizarea IMM-urilor. Dar câtă lume cunoaște ce alte programe sunt sau cele care vor veni, astfel încât să se pregătească din timp, că vine pe cercetare, da, trebuie să mă axez acolo, că vine pe, nu știu, instruirea oamenilor, trebuie să-mi pregătesc din timp terenul. Se prefigurează anumite tendințe în zona asta de finanțare, în afară de fondurile și de granturile care sunt europene? În afară de granturile europene, destul de puțin. Sau dacă sunt, mai sunt de exemplu la Comisia Europeană, care sunt foarte puțin cunoscute în România, dar instrumente separate, nu știu, instrumente financiare. La instrumente financiare de tipul capital de risc, genul ăsta de proiecte în care să accesezi fonduri, să implementezi anumite soluții de eficientizare a companiei, nu se pretează. Deși dacă ne uităm la instrumentele financiare sau programe de finanțare incluse în Planul Național de Redresare și Reziliență, există o componentă destul de puternică pentru crearea de instrumente alternative de finanțare, ceea ce lumea înțelege mai puțin nefiind atât de mult expusă la ele, cum ar fi fonduri de capital de risc, de exemplu, sau fonduri de tip mezanin sau instrumente de tip mezanin pe care, din nou, mulți antreprenori nu sunt familiarizați cu ele, pentru că nici nu, ele, de exemplu, un instrument mezanin este și un instrument costisitor de finanțare și nu s-ar preta neapărat pentru o companie mică. Dar instrumentele de gen capital de risc, cum ar fi fonduri de investiții, venture capital sau private equity, aici vorbim de finanțări care mai degrabă finanțează proiecte care au potențial de creștere foarte mare. Pentru că asta înseamnă fond de capital de risc dacă vorbim la nivel de început de drum și nu neapărat strict să finanțeze o achiziție de ERP sau CRM. Genul acesta de finanțări de capital de risc se potrivește foarte mult antreprenorilor la început de drum, antreprenorilor care inovează și antreprenorilor care nu doar că inovează, dar reușesc să și valideze produsul pe care îl au prin testare, prin achiziție de clienți sau utilizatori, nu neapărat de clienți și plătitori, dar de utilizatori care sunt
câțiva metrici foarte importanți în evaluarea proiectului din perspectiva potențialului pe care îl are, nu neapărat din perspectiva potențialului financiar, atât timp cât nu se plătește. Noi unde ducem lipsă ca și țară, ca și piață, sau duceam lipsă, acum lucrurile încep cumva să se schimbe în ultimii ani, că au apărut mai multe fonduri. România nu are o structură de finanțare pentru sector care să fie etapizată. De exemplu, de la companii care sunt înainte de venituri sau companii care trec din faza de înainte de venituri în faza de companii care generează venituri, dar nu neapărat profit, și companii care sunt în creștere, generează deja venituri semnificative, nu neapărat că au ajuns să-și recupereze investiția inițială, dar sunt în acel moment în care, dacă ar accesa fonduri, să crească. Noi încă avem o lipsă, aveam ce obțin, sau acum încă mai este loc, în zona de fonduri care să finanțeze partea de prevenituri, de exemplu. Și aici vorbim de zona de accelerare și fonduri care să susțină acceleratoarele care să ajute antreprenorii să-și implementeze, să-și dezvolte, să-și coaguleze ideea ca să poată deveni din ea o variantă comercială. Și genul ăsta de susținere nu prea există, din păcate. Și aici, din punctul meu de vedere, se impune o educație. Da, lumea probabil este familiarizată cu programele Empretec, de exemplu. Dar Empretec-ul nu este neapărat, nu e un program învechit din punctul meu de vedere. Este un program făcut de UNCTAD, de Națiunile Unite, cu mulți, mulți ani în urmă. El, la bază, fundamental, a fost bun atunci. Acum mai e nevoie de un alt tip de structură, de susținere a companiilor și acceleratoare, de exemplu, pe sectoare ar fi nemaipomenite. Noi încă nu avem foarte multe acceleratoare pe zona medicală, de exemplu, sau cu profil medical, sau pe tehnologie sunt destul de multe, pentru că majoritatea fondurilor de investiții create în ultimii ani, din 2017 încoace, majoritatea dintre ele au și o componentă de accelerare pe care o sprijină tocmai ca să-și genereze piață pentru fondul de investiții pe care l-au. Sunt în momentul ăsta criterii de eligibilitate accesibile IMM-urilor prin aceste programe pe care le avem, mai accesibile decât altădată, pentru că știm că în perioadele anterioare era puțin mai greu ca să accesezi astfel de fonduri. Sunt destul de accesibile. În principiu, dacă ești întreprindere mică sau mijlocie, poți să accesezi cu condiția să ai taxele plătite la stat, adică să nu ai datorii, să nu fii întreprindere în dificultate, adică să nu ai capitalurile proprii negative, să fii considerat insolvabil. Și cam astea sunt condițiile principale de eligibilitate. În cazul programului pentru digitalizare mai e și condiția să ai profit în 2022. Da, iată că sunt, trebuie să ținem cont de ele. În primul rând trebuie să le cunoaștem. În primul rând trebuie să cunoaștem ce fel de surse de finanțare sunt, că pot fi accesibile, iar ca antreprenori de orice nivel, și în IMM-uri, și că ai o companie în zona de tehnologie, trebuie să înțelegi și să cunoști toate aceste instrumente și să știi și de unde poți să le accesezi, cu cine poți să discuți pentru ele. O să revenim după o scurtă pauză de publicitate și continuăm pe această idee. Revenim imediat. Ceea ce vedem la televizor, ceea ce citim în presă, ceea ce vedem pe social media, sursele din care ne informăm și, până la urmă, concluziile la care ajungem. Eu am propus Ordinea Mondială în anul 2023. Am eu o fixație cu Ordinea Mondială. Nu știu, să nu te audă Davosul. Să nu te audă că... Păi mă aude Davosul. Ei sunt adunați la Davos acum. Covorul roșu, ținute de gală, fotografie, presă, glamour. Cam așa arată, în principiu, momentul lansării, premiera pe marile ecrane a unui film. Sunt Angel Răducanu, antrenor de oameni mari, pe scurt, coach, trainer și consultant de business. Și alături de invitații mei, căutăm și găsim, bineînțeles, soluții pentru companiile care doresc să facă profit aici, în România. Noi toți trebuie să înțelegem cum să ne pregătim pentru orice fel de situație.
45 de minute de viață, 45 de minute de istorie. Iată, nu mai este mult până când vom marca un an de zile de la începutul războiului din Ucraina. Mi-am propus să vorbim despre fraude, despre fraudele din lumea cripto. Ne orientăm un pic către perspectiva feminină și perspectiva de cămin. De la relație am ajuns să avem un cămin. Dedicăm această ediție Bucureștiului. Era un cântec, poate chiar și un film, Buletin de București, și vreau să analizăm ce s-a întâmplat cu Bucureștiul în ultimii ani. Da, am revenit. Suntem împreună cu Alina Anton, este specialist, consultanță de business și de și accesare fonduri europene. Are multe lucruri să ne spună cum putem să accesăm aceste fonduri, acești bani. Peter Barta, antreprenor, investitor în afaceri. Este foarte interesantă această perspectivă pentru că putem să ne uităm în funcție de tipul de afacere pe care îl ai, că ești IMM, că ești o companie de tehnologie, modul în care poți să îți dezvolți afacerea. Ce fel de proiecte și investiții se potrivesc pentru finanțare, Alina? Depinde un pic și de profilul firmei, pentru că avem în general două tipuri de finanțări. Pentru o să mă limitez așa, firmele IT și firmele non-IT. Le pun pe două categorii foarte mari. Pentru firmele non-IT avem programe de genul acesta, de digitalizare, de instruire a personalului ca să deprindă competențe digitale, pentru că degeaba vei digitaliza compania dacă personalul tău nu știe să folosească softurile și tool-urile pe care îi le pui. Și ei au și acces la alte tipuri de investiții. Firmele IT, în schimb, au două perspective. Au finanțările din programe operaționale de cercetare și inovare și au programe externe de cercetare și inovare. Practic, dacă ești un IMM competitiv și ai o idee de a-ți dezvolta un nou produs sau de a îmbina elemente care deja există pe piață și să vii cu o soluție complet nouă, poți merge și către Comisia Europeană, către programul Horizon Europe sau EIC Accelerator se numesc, sunt niște acceleratoare ale Comisiei Europene care merg chiar până la componentă de equity, adică tu poți obține până la 2 milioane jumate de euro pentru a-ți finanța o idee inovatoare, pentru a o pune pe piață, pentru a testa piața, pentru a face cercetare de piață și pentru a deschide birouri. Și dacă nu ți ajung cele 2 milioane jumate de euro și tu ai dovedit Comisiei Europene că știi ce ai de făcut și ai făcut foarte bine prin proiect, poți aplica pe o componentă de equity, adică să primești mai mulți bani astfel încât să-ți extinzi afacerea. De asemenea, ca și firmă IT, chiar mâine se deschide o nouă finanțare prin Programul Național de Redresare și Reziliență pentru competențe digitale avansate pentru angajați. Pot aplica firmele IT și firmele non-IT. Practic, primești 17.000 de euro pentru a-ți trainui angajații în inteligență artificială, învățare automatizată, cloud, blockchain. Vor fi foarte multe tipuri de cursuri. Tot ceea ce au de făcut va fi să se înscrie cât mai repede pe platformă. Ce ușor pare, așa cum spui, ce ușor este să accesezi aceste fonduri, doar vino, accesează, vino cu buletinul și ți-ai luat banii. Sigur, nu este chiar așa. Dar de ce nu accesează toată lumea dacă este așa? Bine, trebuie să ai criteriile de eligibilitate până la urmă. Cred că sunt două motive pentru care nu accesează toată lumea. Unul poate fi lipsa de informații sau de informații corecte, pentru că îți pot lua informații și să nu ți fie prezentate într-un mod corect. Doi, trebuie să știi și ce vrei să faci totuși, adică să ai o idee bună dacă mergem pe programe de cercetare și inovare sau să știi ce ai nevoie în compania ta dacă mergem pe programele de investiții. De asta la emisiunea Forum IT vrem să oferim aceste informații telespectatorilor, oamenilor de afaceri care sunt în spate. Iată cum puteți să accesați aceste, să aveți acces la finanțare. Sunt o companie de tehnologie.
dacă sunt la început de drum, am niște nevoi. Dacă am trecut deja de anumiți pași și sunt în anumite etape ale dezvoltării mele, probabil că am alte nevoi. În acest moment, cum se uită un fond de investiții, un investitor? Bun, voi lua bani de la granturile care sunt în acest moment, de la fonduri europene, mă uit să văd într-adevăr de unde pot să obțin și pentru cercetare și pentru instruire, e suficient? Nu este suficient, din păcate. Ceea ce caută un fond de investiții în zona asta este totuși o altă perspectivă. Depinde de stadiul de dezvoltare, întotdeauna un fond de investiții, în primul rând, se va uita la echipă. Să vadă dacă pe există competențe. Când la fondurile europene, mai puțin important. Cred că și la fondurile europene. Depinde, la programele este, de cercetare, da, contează echipa. Este important. Cred că și acolo componenta de resursă umană și capabilități din perspectiva resursei umane a companiei, cred că și acolo contează. Și aici nu vorbesc doar de faptul că au cunoștințele necesare, dar au și acea dorință, drive, cum se spune, ca să facă ceva. Și atunci, dacă ne uităm într-o companie sau la un antreprenor la început de drum, antreprenorul trebuie să înțeleagă că de fapt un investitor sau un fond de investiții care este înainte, să spunem, specializat pe companii înainte de venituri, nu va investi în companie doar ca și criteriu general și că e o idee foarte bună, ci va investi pentru că antreprenorul este pregătit. Și acolo ponderea, să spunem, capabilității antreprenorului este mult mai mare sau semnificativ mai mare versus ideea în sine. Ca să poți să accesezi un fond de capital de risc, îți trebuie o foarte bună planificare. Adică trebuie să știi exact unde vrei să ajungi și cum vei ajunge la destinație. Pentru fiecare etapă trebuie să fii în stare, capabil să arăți investitorului sau fondului de investiții că tu poți să duci proiectul din punctul A în punctul B, din punctul B în punctul C și așa mai departe și îți atingi acele ținte. Și aici ce se cheamă un parcurs logic sau un roadmap, cum se spune, care îți arată exact care sunt țintele sau bornele pe care vrei să le atingi. Ca să te poți califica până aici, ceea ce caută multe fonduri de investiții este clar inovația. Adică ei analizează și din perspectiva în care, ok, eu investesc în tine o anumită sumă de bani, dar pe mine mă interesează, el deja vede 10 pași înainte ca și fond de investiții și o să știe și deja cine este potențialul cumpărător al afacerii respective, pentru că el trebuie să-și recupereze investiția. Și e clar că obiectivul lui acesta este nu să rămână cu antreprenorul până la adânci. Și vreau să fac un apel la telespectatorii, dacă vi se pare interesant să dezvoltăm mai mult acest subiect legat de ideile pe care le aveți, creșteți anumite produse și vreți să le duceți în piață, aveți nevoie de suport, putem să avem specialiști, cum este și Peter, cum este și Alina, să ne dea anumite indicații cum putem să ajungem, nu neapărat mai ușor, dar cum să ajungem la succes. Dați-ne mesaje pe YouTube, dați-ne mesaje ca să putem dezvolta astfel de subiecte. Foarte bine. Uite, Bergă, menționai de un exemplu. Zona de antreprenoriat sau de lifestyle sau din care să-ți generezi un venit lunar, de exemplu, dacă vrei să-ți faci, nu știu, ai o fabrică de lumânări, vrei să o tehnologizezi, genul ăsta de business, de exemplu, dacă nu este o lumânare dintr-o ceară extraordinară sau o invenție care nu s-a mai văzut, nu neapărat se pretează pentru un fond de investiții de capital de risc. Însă dacă ai o companie sau ai o idee prin care, de exemplu, vrei să revoluționezi modul în care se combină zona digitală cu zona tradițională de finanțe, lucrurile s-ar putea să stea un pic altfel. Pentru că fie că ne place sau nu, digitalizarea va pătrunde din ce în ce mai mult în zona financiară. Dacă ai o soluție revoluționară prin care poți să ajuți o persoană să-și administreze banii, iarăși, soluțiile de genul acesta au atras foarte multe finanțări.
o altă zonă, de exemplu, de inovare care s-ar preta este legat de plata cu puncte de loialitate, de exemplu, care este o piață incredibil de mare, despre care lumea nu prea știe, dar unde există un potențial incredibil de inovare legat de ajuta companiile să eficientizeze aceste campanii sau aceste loializarea angajaților versus numai angajaților, dar a clienților versus clienții care au niște beneficii din aceste puncte, dau un exemplu. Pe de o parte ne uităm, iată, și la afacerile care cresc astfel de soluții de tehnologie să le ducă spre aplicabilitate. Pe de altă parte ne uităm la fondurile care sunt, iată, și europene, prin care putem accesa astfel de soluții inovative. Deci este foarte important mixul acesta în a ne uita peste tot. Și tu, ca și companie, ai nevoie de investiții pentru a putea să crești, pentru a putea să ai capital, pentru a aduce produsele undeva. Pe de altă parte, trebuie să găsești cumva mixul între diverse tipuri de finanțări. Aș vrea să întreb legat de mentalitatea, de omul care accesează aceste fonduri. Cu ce bagaj trebuie să vină el în spate, astfel încât să înțeleagă toate aceste lucruri care țin de finanțare? Pentru că procesul de finanțare nu este numai aplicarea, am luat banii și acum încep să-i cheltuiesc. Este și o post. Da, în principiu aici intervine rolul consultantului. Trebuie să-ți cunoști totuși un antreprenor, rolul unui antreprenor este să-și conducă afacerea și să facă ceea ce știe el mai bine. Un lucru important pentru un antreprenor și pentru un manager este să știe și să delege și ceea ce poate îl depășește. Prin urmare, nu trebuie să știe 40 de pagini, 100 de pagini de ghid, dar trebuie să știe ce obligații are. E o întrebare esențială pe care ar trebui să-și o adreseze întotdeauna. Ce obligații am? Ce beneficii voi obține din accesarea acestei finanțări, astfel încât să poată își dea seama dacă beneficiile excede dezavantajele sau costurile sau obligațiile pe care le va avea. Lucruri care totuși sunt niște procese decizionale pe care orice antreprenor le face zi de zi, adică tot timpul trebuie să știi să îți evaluezi costurile cu oportunitățile. Dacă știi să faci asta, vei ști și să accesezi o sursă de finanțare cu ajutorul unui consultant sau unei companii sau cu un ajutor specializat. Poate ai în firmă pe cineva care are abilitățile necesare să citească un ghid și să poată să facă o cerere de finanțare. Personal nu recomand asta, nu recomand antreprenorilor să aplice singuri, pentru că asta înseamnă că o lună de zile, două săptămâni, nu zic că nu poate să facă, poate să scrie un plan de afaceri. Dar s-au scos din fluxul de producție, ceea ce nu e recomandat. Trebuie să-l facă fiecare ceea ce știe cel mai bine. Cât de diferite sunt pălăriile de antreprenori față de alte pălării de, nu știu, de a crește afacerea, de a scala afacerea, de a avea o altfel de gândire referitor la produsele tale, Peter? Aici e destul de complicat. Atât timp cât antreprenorul e singur și singur în sensul de singur fondator, e greu, pentru că vei avea mai multe pălării și acele pălării vor fi întotdeauna în conflict. Odată vei fi manager, odată vei fi inovator. Managerul o să-ți spună că nu avem bani de inovație, inovatorul o să-ți spună: domnule, dar îmi trebuie bani ca să poți să crezi compania, să vin cu soluții noi. Deci, domnule, dar de unde? O să-ți vină CFO-ul și o să-ți spună, sau directorul financiar, contabilul, și o să-ți spună: băi, stai că nu avem bani acum. Și o să ai doar de aceste pălării care vor genera foarte multe tensiuni. Însă aici sunt perfect de acord cu Alina. Ceea ce ar trebui să înțeleagă un antreprenor este că rolul său nu este să facă totul în companie. Absolut deloc. Rolul lui este să ia oamenii, să-i așeze în locul potrivit, în funcție de capacitățile pe care le au fiecare, în autobuz sau în companie, și să reușească să facă lucruri, să delege. Noi încă nu avem acest exercițiu și aici mai este un lucru caracteristic României, cumva, sau estului Europei. Noi, ca antreprenori, încercăm să avem tendința asta de a internaliza toate procesele irelevante companiei, în loc să ne concentrăm pe ceea ce este core business-ului și să internalizăm doar procesele care sunt esențiale pentru mine mi-a atinge obiectivul. De exemplu, n-are niciun sens să internalizezi tu ce înseamnă partea de consultanță de accesare în fonduri europene. Ar fi o aberație.
Da, pentru că nu o fac în fiecare zi, eu în fiecare zi crez cuie sau fac cea mai bună țeavă sau cel mai bun fitting pentru ce fac sau cea mai bună podea, dușumea sau ce o fi producând eu sau lumânare. Ei, ar trebui să mă concentrez acolo astfel încât să fac cele mai bune produse pentru clienții mei. Restul am specialiști care pot să o facă și da, ar trebui să plătesc. E o investiție pe care o fac și nu un cost, dar mulți îl percep ca un cost. De parcă orice consultant în fonduri europene n-a cheltuit nimic, a stat cu burta la soare și aceste informații pe care le posed au venit așa, au aterizat și n-a făcut niciun efort pentru a le dobândi sau a merge. Inclusiv pentru un consultant este destul de costisitor să te duci la toate evenimentele, să culegi, să agreghezi toate aceste informații, să le traduci într-un limbaj accesibil pentru un manager. Dar minte pentru un contabil care nu înțelege grafic de rambursare și de ce trebuie să facă categorii de cheltuieli și cum anume să le facă, că ea știe că trebuie să le pună în diverse conturi. Da? Și cred că aici ar trebui să ar impune un pic de educație și înțelegere, de fapt. Ce recomandări putem să le dăm, Alina, telespectatorilor noștri referitor la aceasta, la fondurile care sunt accesibile, la ce este în momentul de față, la ce să fie atenți, la ce să se aștepte sau mai bine zice să nu facă? Încep cu ce să nu facă. Să nu aplice doar de dragul de a aplica la o finanțare, doar pentru că există. Ce să facă, poate să-și pregătească deja. Adică oricum ar trebui să aibă planul pe anul acesta sau pe următorii 5 ani de dezvoltare. În planul de dezvoltare al unui IMM, tu ar trebui să știi ce nevoie vei avea de investiții. După care, odată ce ți-ai setat investițiile de care ai nevoie să te dezvolți, să intri pe noi piețe, să crești afacerea sau să ți-o menții sau să o faci sustenabilă, apar și cheltuielile pe care le vei avea. Odată ce ai cheltuielile alea, este foarte ușor când apare o finanțare să vezi dacă ți se potrivește. Asta ar fi primul pas, să știi unde vrei să-ți duci afacerea ca să-ți dai seama ce ai nevoie. Pentru că nu ai nevoie de o finanțare, poți să ai nevoie de un instrument bancar și să fie suficient. Poți să ai nevoie, poate chiar ieși pe inovație și atunci poate se pretează foarte bine un fond de investiții. Până când nu faci această planificare, nu poți să faci cu adevărat un business sustenabil și profitabil. După ce ai această planificare, bineînțeles, trebuie să rămâi informat. Să rămâi informat, aici ai mai multe canale. Cel mai sigur canal sunt de fapt mai multe firme de consultanță. Eu recomand să nu te duci doar către o firmă de consultanță, poți să te abonezi la newsletter la mai multe firme, astfel încât să poți să și verifici informația. Poate sunt firme care promovează programe nelansate sau inexistente sau care credei că vor fi lansate și vor exista. Și atunci este bine să-ți iei informația din 2-3 surse, după care alegi către cine te duci și aprofundezi informația. Nu recomand să încerci să urmărești toate site-urile, pentru că este greu și pentru noi, ca și consultanți, să identificăm toate finanțările cu ghidurile și programele aferente. Ele apar pe... În momentul ăsta noi monitorizăm undeva la 33 de site-uri ca și sursă primară de informație pentru ghiduri de finanțare. Ar fi imposibil pentru un antreprenor să facă asta. În schimb, se pot înscrie la newsletter. Toate firmele de consultanță au newsletter. Te înscrii la câteva, ok, vei primi niște mail-uri, poți să-ți creezi o adresă special pentru chestia asta dacă nu vrei să-ți încarci adresa firmei și te uiți acolo, vezi dacă ți se potrivește ceva. În momentul ăsta, ce programe sunt lansate? Putem transmite telespectatorilor ce este lansat? Lansate sunt acest program de digitalizare a IMM-urilor. Este lansat cel pentru competențe digitale avansate pentru angajați și urmează să fie lansate destul de multe programe operaționale, acele poruri, foste poruri, de către fiecare agenție de dezvoltare regională. Vom mai avea un alt program prin PNRR, cel pe care ți-l menționam, pentru soluții de tehnologie avansată. Aici sunt proiecte în care o industria non-IT face un parteneriat cu industria IT, deci trebuie obligatoriu un partener din zona de IT și vii împreună cu el și faci o soluție inovatoare pentru industria ta și pentru segmentul tău sau pentru un flux de producție de la tine. Asta este o altă finanțare despre care știm că va exista. Avem un ghid în consultare, se vor depune proiecte în iulie. Și sunt programele de la Comisia Europeană. Ele sunt anunțate pe cel puțin un an înainte.
ceea ce este un lucru foarte bun. Practic poți să te uiți pe Horizon Europe și să vezi ce apeluri ai, când se deschid, ele nu se modifică niciodată, nu se schimbă datele de lansare, există predictibilitate absolută acolo. Super! Peter, recomandări? Să-și facă temele. Adică legat de accesarea fondurilor europene, recomandarea mea este să caute referințe. Dar nu referințe să ceară referințe de la antrenor, ci pur și simplu în momentul în care îi dă o listă sau primește o listă cu companiile pentru care s-a obținut finanțare din partea consultantului, să contacteze firmele respective, să vadă că într-adevăr așa s-a întâmplat și care a fost experiența. Pentru că sunt foarte multe, aici e o chestie care mie îmi lipsește, dau un exemplu, zona asta de reglementare în zona consultanței. Știu că multă lume se va supăra pe mine din zona asta de consultanță, dar eu cred cu tărie că fondurile astea europene au și generat un aflux de consultanți mai rău ca ciupercile după ploaie. Unii mai buni, alții mai rău, dar majoritatea dintre ei fără niciun fel de experiență, în primul rând de business, fără niciun fel de experiență în a fi scris ei un grant sau să fi implementat vreun grant vreodată la viața lor, neînțelegând deloc limbajul instituțional din perspectiva unui finanțator, și aici vorbesc la nivel de instituție, nu neapărat fond de investiții, și ei încearcă să ghideze oamenii să acceseze fonduri europene și iau bani în avans, nu fac nimic, antreprenorul este frustrat și uite cum creezi o zonă în care nimeni nu mai vrea să acceseze fonduri europene. Și atunci cei care sunt corecți în zona asta fac un efort de 3 ori mai mare ca să poată să convingă un antreprenor cât de utile sunt aceste fonduri. Și atunci mai degrabă aș spune așa, dom'le, da, fondurile sunt foarte utile, accesați-le, dar accesați-le companiile corecte. Nu cu orice consultant care vine că știu eu, că am auzit eu, că am făcut, că am dres și așa, fără să-i verifici portofoliul. Ar fi păcat să pierdem banii ăștia, mai ales pentru cei care se pretează. Din perspectiva fondurilor de investiții, aș avea o altă recomandare pentru antreprenori, pentru cei care încearcă să acceseze fonduri de investiții, fie că vorbim de platforme de crowdfunding sau de cofinanțări, să-și facă temele, să înțeleagă care este procesul. Pentru că este un proces care poate genera foarte multă frustrare. De la modul în care vei primi întrebări, modul în care va fi analizată ideea și dacă tu nu ești pregătit să privești din perspectiva investitorului sau să fii cumva, o ai acest element de autocritică, s-ar putea să te dezamăgească. Și atunci recomandarea mea pentru ei ar fi să citească cât mai mult despre cum gândesc fondurile de investiții și, har Domnului, sunt destul de multe resurse de la antreprenori locali care vorbesc foarte des despre chestia asta, cum este Radu Georgescu, Marius Ghenea, de exemplu, care ambii sunt implicați în fonduri de investiții și au lucrat, la ora actuală lucrează cu fonduri de investiții. Să caute site-urile fondurilor de investiții, pentru că acolo explică foarte clar la ce se uită, cum se uită și cum analizează. Să meargă la evenimente, să stea de vorbă cu oamenii ăștia ca să înțeleagă și să deprindă limbajul, pentru că altfel poate fi destul de frustrant pentru cineva care va lucra cu un fond de investiții. Pentru că niciodată nu să înțelegi de ce ai fost refuzat. Pentru că nu o să-ți dea un exemplu, să-ți dea un feedback așa, dar această chestia asta va fi destul de frustrantă pentru antreprenor. Sunt diferite așteptările pe care le are absolut cel care aplică, chiar în ambele tipuri de fonduri. Cu ce așteptări vine, cu ce așteptări pleacă, ce se întâmplă real pe parcurs? Din perspectiva unui fond de capital de risc pot să spun că da, așteptările sunt total, diametral opuse de multe ori. Sunt foarte puțini antreprenori care vin cu temele făcute și înțeleg limbajul unui fond de investiții, știu care sunt acei metrici la care un fond de investiții se uită. Pentru că nu-și fac temele. Un fond de investiții va, în primul și în primul rând, va dori să vadă potențialul businessului respectiv, dar nu potențial făcut din fața unui calculator. Ceea ce obișnuiesc să spun inclusiv studenților mei este o idee nu validezi sau cercetarea validității unei idei sau oportunități nu o faci din fața unui calculator. Ți trebuie să ieși în piață, să investitorul vrea să vadă sau fondul investitor vrea să vadă că ai stat de vorbă cu un potențial client, că ai bătut la ușă, că ai bătut la 10, la 20, că doi au început să vorbească cu tine și așa mai departe. Da, iată câte informații sunt și așa cum bine ai subliniat și tu, Peter, este foarte important să dăm aceste informații în piață telespectatorilor, pentru că unii știu unde se ducă, unde să apeleze, dar foarte bine ai punctat și tu, Alina,
căutați. Căutați sursele de informații, luați-vă acolo informația direct, vorbiți cu oamenii de specialitate care vă pot trece cumva strada și este foarte bine să-i aveți în spate, pentru că în tot procesul ăsta este și o etapă, hai să spunem, de mentorat, o etapă în care învățăm, o etapă în care cu siguranță ești mai bun chiar accesând astfel de sau având un astfel de progres, un astfel de parcurs împreună cu oamenii care sunt lângă tine. Eu vă mulțumesc pentru participare la această emisiune și chiar vă rog să-mi promiteți că mai veniți să ne dați aceste, să ne dați informații pentru telespectatori, pentru că sunt atât de sunt valoroase. Mulțumesc, Alina. Mulțumesc foarte mult de invitație, m-am simțit foarte bine, a trecut extrem de repede timpul. Cu siguranță la următoarea invitație voi spune din nou da. Și poate ne mai revedem chiar în platou împreună. Da, mulțumesc tare mult pentru invitație și sper că cei care au vizionat emisiunea au primit informațiile utile și la nivelul așteptărilor. Și cu siguranță voi mai veni în care voi mai primi vreo invitație. Vom continua pentru că tehnologia este parte din viața noastră. Iată că ne aduce mai aproape de informație, de oportunități și este important să valorificăm aceste oportunități pentru că așa putem să și creștem. Până data viitoare, rămâneți împreună cu noi, rămâneți pe Canal 33 România. Ne vedem joia viitoare la ediția Forum IT.